decret numărul 3488. Carol al II-lea, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, la toți de față și viitor sănătate, am decretat și decretăm. Articolul 1. Înălțăm la gradul de sublocotenent pe data de 25 octombrie 1937 pe Marele Voivod Mihai al Alba Iulia, elev protoier al școalii de ofițeri infanteriei Principiului Carol, repartizându-l batalionul 1 vânător de munte, regele Carol al II-lea. În numele lui Dumnezeu Atotputernicul, eu, sublocotenentul Mihai, Mare Voivod de Alba Iulia, jur credință măiestății tale, regele Carol al II-lea, supunere legilor și îndatoririlor militare în orice ocaziune, atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să mă ajute Dumnezeu! Nu! De unde ai pornit? Însemnează ceva? Ce unde? Prin meritele tale și râvna ta ai ajuns.